Proiectul Casa Share a ajuns la 21 de locuințe care le-a schimbat viețile multor oameni. Dezbatem subiectul cu invitatul din această seară, Bogdan Tăneasă, fondatorul Casei Share. Bună seara și bine ai venit în Jurnal, Bogdan! Bună seara, bine te-am găsit și bună seara ascultătorilor dumneavoastră! Ca să știe și cei care ne urmăresc, tu vii chiar de pe șantier în acest moment. Așa este, da, echipat de șantier, direct la tine. Pe două șantiere se lucrează în această perioadă. Alte două locuințe, înseamnă. Încercăm, am un an jumătate de când mă chinui să fac o locuință pentru un băiețel care e în scaun cu rotile. Împreună cu frații lui trăiesc într-un ghetou din Șorogari și mă chinui să îi fac o casă undeva. De un an jumătate tot bat pe la diferite porți, la autoritățile noastre, ba că avem, ba că n-avem, nu am găsit o bucată de teren unde să îi construiesc. De un an jumătate mă chinui. Deci terenul a fost principala cauza aici? Da, nu puteam să construiesc, nu aveam unde. Ei fiind într-un ghetou, într-o fostă fermă din Șorogari, îi da farol când de acolo pentru că să fac blocuri în jur și vin ăștia imobiliarii, investitorii imobiliari, dar afară nici nu se uită la ei. Și am vorbit cu frații mei într-un sfârșit, aveam casa părintească la Poplicani, 10 km de Iași, 12 km de Iași. În ea stătea un copil de la casa de copii. Suntem născuți vis-a-vis de fosta casa de copii din Poplicani. Și am hotărât cu frații mei să donăm casa părintească, care nu era nici într-un stadiu prea fericit, pentru că acel copil de la casa de copii nu avea putere financiară să o refacă. Lucrează la spații verzi și e greu cu salariul. Și am donat casa părintească la Asociația Casa Share și am refăcut casa părintească. Acolo o să locuiască o mamă cu 5 copii, mama abuzată cu 5 copii și în terenul din spatele casei unde am crescut eu, am ridicat o casă de la zero, de la fundație, cu toate actele necesare, cu rampă, cu o casă specială pentru Robert, băiețelul cu scaun cu rotile. Este imobilizat într-un scaun cu rotile, săracul, distrofie musculară, se atrofiază mușchii și până de Crăciun vrem să-l facem fericit, să-l mutăm într-o căsuță nouă. Deci până de Crăciun preconizați să ajungeți la 23 de locuințe. Așa este, da. Ce înseamnă acest număr? Nu este doar o cifră, e clar. Da, înseamnă foarte multe povești triste cu final fericit. Fiecare caz... Înseamnă o șansă la o viață normală, da, practic. Da, da. Eu, cel puțin, mă atașez foarte mult de aceste cazuri, pentru că eu petrec 2, 3, 4 luni de zile cât fac casa și emoțional n-ai cum să nu te atașezi de ei. Și, deci fiecare poveste este foarte, foarte tristă și grea. Și ce e mai important și ce e foarte important, tu ții legătura cu acești oameni. Așa este. Nu doar că le oferi această locuință, dar și... Vedeți, vii cu anumite sfaturi. Vedeți, avem acolo scrie Casa Share schimbă vieți. A schimba viața unui copil nu înseamnă doar să te duci să îl ajuți puțin, să știu, duci ceva mâncare. Asta nu-i schimbă viața unui... Adică doar material. Nu neapărat material. Trebuie să-i oferi, să-i schimbi viața cu adevărat. Să-i oferi șansa și speranța și demnitatea de a trăi decent. Nu, noi nu facem palate, vile sau blocuri cu 7 etaje. Facem o căsuță. În acea căsuță, aia e casa lui, aia e speranța lui. Acolo el începe să meargă la școală, să dea rezultate, pentru că știe că acasă are căldură, are apă, da? Ridică capul sus, redăm demnitatea de a trăi. Și de acolo îl pleacă copilul să-și schimbă viața total. Deci de acolo începe să-și facă viața altfel. Sunt din mai multe comune? Da, sunt copii. În 8 comune diferite din județul Iași. Așa se întâmplă pentru că în fiecare comună apare câte un caz. În altă comună sunt câte 2-3 case. Unde e cazul cel mai grav, noi acolo ne îndreptăm. În afară de aceste locuințe, ai și alte proiecte, ce vizează pe acești oameni. Spuneai că acești copii merită o viață normală, iar tu te-ai gândit și la vacanțele lor. Se apropie vacanța de iarnă, iar ei vor pleca, spuneai ceva mai devreme, vor pleca la munte. Vara pleacă la mare, iarna obișnuiesc să plece la munte, la munte. Tot asta... prin ajutorul unor oameni cu suflet mare. Așa este.
aceste vacanțe vin din necesitatea de a impulsiona exact ce spuneam, prin a schimba viața. Și cum faci lucrul ăsta? Adică de a-i motiva. De a-i motiva, exact. Asta e cuvântul mai potrivit. I-am dus prima oară într-o vacanță pe cei care încearcă să facă bine la școală și am observat, ca și la proprii noștri copii, că motivarea funcționează foarte bine cu aceste vacanțe, pentru că atunci când iei un copil din satul lui care nu a ieșit niciodată din păvulița lui și îl duci undeva unde e frumos, unde lumea îl tratează cu dragoste, unde îi arată lucruri bune, sunt foarte mulți voluntari care merg cu noi și acei oameni unde mergem noi în vacanță îi tratează foarte, foarte frumos. Ei când se întorc înapoi acasă, în sătucul lor, îi spun la ceilalți frați: băi, uite, am fost cu domnul Bogdan la mare, am fost cu valurile mării, ne-a dus la, ei nu știu, delfinariu, zicea, era un peștan așa care sărea în sus pește delfinul, știi? Da, ți se umplă sufletul de bucurie și ei îi impulsionează la rândul lor pe frații lor să învețe mai bine, pentru că o să meargă și ei cu domnul Bogdan și o să meargă în vacanță. Și prima oară aveam 30, acum sunt deja 60, s-a dublat. Așadar, merg la mare, la munte, cei care au rezultate bune, care își dau toată silința. Dacă mi-amintesc eu bine, acum câteva veri, făcusem un reportaj cu acei copii care plecau spre mare alături de tine și mi-e reamintesc și acum bucuria din ochii acelor copii și nerăbdarea de a ajunge la mare. Mulți dintre ei urmau să vadă pentru prima dată marea. Toți dintre ei, niciunul care i-am salvat, noi niciunul n-a fost la mare. Mă gândea poate cei care merg pentru a doua oară. Merg pentru a doua oară, bineînțeles, da. Entuziasmul venea din, și bucuria lor venea din ce le povesteau ceilalți copii. Și da, urmează să-i ducem acum înainte de Crăciun, îi ducem la munte, la izvorul muntelui. Am un prieten care are o pensiune acolo foarte frumoasă și un loc de vis și ne oferă pentru a doua oară pensiunea să putem să-i ducem pe copii și îi mulțumesc pe această cale. Avem și transportul din partea unei firme din Iași, doamna Isare, îi mulțumesc foarte mult, care este alături de noi la fiecare vacanță, ne dă autocarul de la Teisa și uitați că ușor, ușor, mulți oameni împreună schimbăm vieți. Se poate. Da, asta se de poate. Fapt este mesajul. Da, se poate. Uite, am venit aici, am răspuns invitație tale și o să răspund de fiecare dată. Vin să arăt că se poate. Oamenii trebuie să învețe din exemple pozitive, că nu ne-am născut învățați, nu știm toți că se poate. Și în ciuda multor obstacole. Multor. Ai dat un exemplu cu terenul pentru acea casă. Se apropie sărbătorile de iarnă, iar tu ai grijă ca acestor copii să le treagă pragul Moș Crăciun. Așa este. O altă misiune foarte importantă. Așa este, da. Avem 180 de copii doar la casele care le-am făcut noi. S-au adunat destui de mulți. Plus că mai avem 500 de copii care îi avem în grijă. Mergem în satele respective, vezi vecinul care are 6 copii și așa, nu poți să-i ajuți pe toți, înțelegi? Măcar acelor copii să le ducem câte un cadou și avem o listă în fiecare an care o avem și mergem la cei copilași cu cadouri. Te gândești foarte mult la viitorul acestor copii, la educația lor, iar în acest sens ți-ai propus să deschizi mai multe centre de zi. Unul se va deschide chiar în viitorul apropiat, îmi spuneai, da, mai devreme de a intra în jurnal. În toate aceste greutăți și ce am observat eu de 6 ani de zile, și după cum știm cu toții, toate vin din educație. Da? Din educația precară, familiile ajung unde ajung și așa mai departe. Și este foarte important să facem ceva mai mult pentru educație. Și eu construiesc aceste case pentru, de fapt, noi toți construim aceste case pentru niște familii cu mai numeroase, 5, 6, 8 copii, ca să ajutăm mai mulți copii odată, mai multe suflete odată. Și am ajuns la concluzia că un centru de zi unde poți să educi între 60-100 de copii, 50-60-80-100 de copii, depinde și de finanțele care să le avem, cât de mare o să-l facem, atunci poți să educi mai mulți copii odată. Îi iei de la școală, vorbim acești copii care merg acasă la ei și propriilor părinți, inconștienți, știm foarte bine ce se întâmplă, vedem, profită de
acești copii trimite la muncă și ei stau și cheltuie banii copiilor. Haideți să nu ne mai ascundem că asta se întâmplă la țară, da? Pentru că cei care ar trebui să facă ceva cu acești părinți irresponsabili nu fac. Trece așa timpul, trece timpul, copilul crește și ajunge mai rău ca și părinții. Pentru că el face acasă, îl face ceea ce vede acasă. Și noi am hotărât să nu-i mai lăsăm așa, să-i luăm la ora 12 de la școală, să-i punem în centru de zi, să-i hrănim, să-i educăm, la ora 5 pleacă acasă cu un bagaj de cunoștințe în plus. Primul centru unde va fi deschis? La Popricani, chiar acolo în satul meu natal. Participăm acum la o licitație să luăm terenul. Avem deja un proiect, avem un prieten de-al meu proiectant care se ocupă deja de proiect, dar așteptăm terenul și așteptăm pașii. Terenul va fi dat de către autoritățile locale? Nu. Sau? Nu. Autoritățile locale nu vor să facă lucrul ăsta. Am fost la ei și am încercat să le spun, pentru că trebuie să facă și ei ceva, că asta este jobul lor. N-am ajuns la un consens. Îl licitez până la urmă, merg la să concesionez. Deci dau bani, da? Dau bani în fiecare an ca să fac acest, să plătesc în fiecare an acel teren ca să fac bine. Iar dacă vorbim despre această clădire, ce cheltuieli implică? Foarte mari. Asta nu mă sperie. Eu nu sunt aici să vă spun e greu. Eu sunt aici să vă spun că se poate așa. În sufletul meu sunt niște temeri. Avem niște salarii care trebuie să le plătești. Aici e mare problemă. Clădirea o fac, dar sunt acele salarii care trebuie să le plătești. Cam câte? Adică minim 5 angajați. Trebuie să ai asistent social, trebuie să ai specialiști în psiholog, domeniu. Da, pentru că după aia vine controlul și zice, băi, nu ai 30 de metri de oxigen, nu ai 4 specialiști și așa mai departe. Dar, na, astea sunt regulile, trebuie să mergem după ele. O să... De asta vin aici, de asta arăt că se poate face, pentru că oameni sunt care vor să ajute. Educația întotdeauna, lumea a înțeles că trebuie susținută. Sunt poate alte comune care sunt mai receptive atunci când vine vorba despre acest centru? Da. Sunt. Am și întâlnit... mai deschise? Da, care... eu am fost și am construit în diferite sate, în diferite comune și no, vrei nu vrei, vezi mai mulți oameni, mai mulți primari. Sunt unii mai receptivi, alții nu. Dar sunt și primari care vină la mine să faci, vină la mine, dar primul centru de zi vreau să-l fac în această comună, deoarece am crescut cu proprii mei colegi care nu o fac bine financiar, au copii sărmani pe care eu îi văd zilnic și vreau să-i ajut cumva, vreau să le fac ceva, să lega sufletește de foștii mei colegi de clasă, a căror copii nu au aceeași șansă ca și copilul meu. Sigur. Sunt mulți astfel de copii? Sunt destui, da. În alte comune ne poți spune unde intenționezi să ridici astfel de centre sau deocamdată... Momentan vreau să mă... Păstrez tăcerea. Da, nu, momentan vreau să fac. Eu știu unde aș vrea să fac, dar eu sunt omul faptelor și nu a vorbelor niciodată. De-aia oamenii mă susțin, că văd că, băi, am zis că fac, de 24 de ore am zis că fac, de 24 de ore am făcut 24 de case. Cum? Foarte greu. Nimeni nu știe cum am trecut eu prin greutăți, dar le fac. Eu nu spun că e greu. Eu spun că le fac. Deci o să construim primul centru de zi la Popricani și după aia, în funcție de buget și de susținere, vedem exact a doua comună unde o să avem al doilea centru de zi. Cine sunt oamenii pe care îi motivezi să facă astfel de fapte? Telespectatorii voștri, fanii noștri de pe Facebook, se cheamă Casa Share, aveți aici, pe șapca mea, găsiți pe Facebook Casa Share, pe Google, oriunde, la televizor, suntem prezenți oriunde, ne găsiți foarte ușor, oameni normali, sunt companii, pot fi și companii din Iași, care acum la sfârșit de an, din impozitul pe profit, pot dona cei 20%. Da, la Casa Share. Și sunt foarte multe companii care vin și zic, băi, uite, aici dau și, știu ce și văd pereții. Și am prieteni de mei care vin cu proprii copii și zic, băi, tati, uite, 3 pereți făcuți de tata. Vezi? Uite, noi împreună am făcut 3 pereți și aici se ridică o casă și
putem să facem. Apropo de aceste fapte, cam cât durează construcția unei case? Depinde cât de departe este de mine, depinde de logistica pe care o am, să găsesc din ce în ce mai greu oameni în construcții serioși. În general, cam 3 luni de zile. Sunt și voluntari care participă? Avem și voluntari. Uite, avem voluntari de la o firmă din Iași, de la Delphi, care vin regulat, da, fac apel în fabrică și sunt foarte mulți dintre ei, oameni simpli, cu job de la 8 la 5, care în weekend își propun și vin voluntari, dar voluntarul vine care roaba nu știe exact să construiască. Deci trebuie să construiești cu niște specialiști, nu poți să construiești cu voluntarul. Iar tu ești prezent de fiecare dată când se construiește ceva. Și în acest sens aș vrea să te întreb ce spune familia ta despre tot ceea ce faci. Scuze, sunt puțin obosit. Da, plec la 6. Ca să fii un adevărat lider, trebuie să tragi echipa după tine. Da? Tu trebuie să fii primul, tu trebuie să arăți că faci ceva. Eu mă trezesc în fiecare dimineață la 5:30, 6, mă duc la propria firmă, îmi fac ce am de făcut la fabrică și după aia mă urc într-o camionetă de la mine, de la fabrică și plec la șantier. Ce mai trebuie, ce nu mai trebuie. Deci trebuie să fii prezent acolo sau ai un buget de 50.000 de euro, cum are în fiecare om, ai cash, numai că n-ai o conductă de la Dumnezeu care să-ți vină să-ți dea cash-ul ăsta și te duci la o firmă de construcții, plătești 50.000 de euro și peste 3 luni îți dă cheile. Dar de unde bani? Așa că Bogdan sună la un prieten, îi mai dă o fereastră, Bogdan sună la un prieten, îi mai dă niște acoperiși. Am prieteni care sunt în domeniul construcțiilor, care produc tablă, care produc geamuri și uite așa reușim să construim. Iar aceste cazuri cum ajung la tine? Chiar și acum când așteptam să intru la voi, sunt deja 2 cazuri din Vaslui foarte grave. Sau dacă ia foc o casă, prima oară se trimite mesajul la Bogdan și după aia la pompieri. Pentru că ajutorul vine de la Bogdan prima oară de reconstrucție. Zilnic primesc 5, 6, 10 mesaje din toată țara. Vă dați seama, sunt 200.000 de oameni pe Casa Share și toți îmi scriu mie. Eu răspund, eu centrez, eu marchez, eu conduc, eu fac de toate. Deci lipsa de a primi, nu ducem lipsă de a primi cazuri. Primim, v-am spus, până la 10 cazuri în fiecare zi, foarte grave. Important e cum le rezolvăm. Deci avem unde să ajutăm. Problema e cum rezolvăm acel caz. Ne apropiem de sfârșitul jurnalului. Bogdan, îți mulțumesc tare mult pentru prezența în jurnal, pentru aceste informații, spor în tot ce faci. Și te mai așteptăm și cu alte noutăți. Da, cei care ne privesc pot face un simplu gest de a trimite un SMS la 8844 cu mesajul CASA. Este foarte simplu. Deci un SMS de pe telefon, formezi 8844 și trimiți un SMS cu textul CASA. Donezi 2 euro lunar, îl oprești când vrei, deci e foarte ușor să susții. Cu 2 euro, eu cred că putem face foarte, foarte multe dacă suntem mai mulți. Ne putem aduna împreună și facem aceste lucruri. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru invitație, le mulțumesc ascultătorilor voștri pentru că se uită la noi și la această emisiune și o să vin de fiecare dată când o să mă invitați. Îți mulțumesc cu drag! O seară bună! Doamnelor și domnilor, aici punem punct jurnalului, sunt Olga Moroșan și vă mulțumesc pentru atenție, o seară excelentă să aveți și vizionare plăcută în continuare!